seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în actualitate. În seara aceasta vom vorbi despre a vorbi, pentru că ce frumos este să vorbești despre a vorbi, dar cu toate acestea vrem să și facem un progres în ceea ce privește descoperirea modului de a vorbi. În seara aceasta, tema emisiunii este cum să convingi printr-o vorbire frumoasă. Invitat în studio este domnul profesor Cristi Caraman. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Am rămas surprins de originile dumneavoastră. Oh. <laughs> Proveniți dintr-o familie cu rădăcini nobile, dinspre bunicul de tată a Românii, dinspre bunicul, bunica de tată olandez. Da, german-olandez. German-olandez și tatăl dumneavoastră a fost ofițer în Armata Regală. Deci, da. da. O istorie de nobil. Iar în Marele Stat Major a fost. Mă bucur că în seara aceasta suntem împreună să discutăm despre tema care uh, am enunțat-o deja și, de fapt, uh, ați scris o carte: da. Arta de a convinge printr-o vorbire frumoasă și subiectul nostru este legat de această carte. Uh, a studiat muzică, aveți un doctorat în muzică la Școala Națională de Muzică din București, tenor la operă, operetă, operetă. la Teatru Național de, de Operetă, de muzică și operetă din București. Și Eu, cântați. Cânt. <laughs> și vorbesc. Când și vorbesc cântați și vorbiți, să da, vorbiți pentru, și cântați. Și una și alta de, de o potrivă pentru că în la operetă genul operetei uh, uh, trebuie să și vorbești, să și cânți. E e foarte frumos. <laughs> e un gen aparte. Uh, am răsfoiit cartea uh, ați tipărit o de publicat -o de curând. Și vreau să vă spun că am fost impresionat de modul în care ați pus anumite elemente fundamentale în arta comunicării și în special comunicare publică. Și de aceea n-am putut să trec cu vederea această carte și nici experiența dumneavoastră în, atât în artă, dar și în calitate de profesor. La Institutul Timoteu și la Institutul Baptist din București. Deci, în seara aceasta, aș vrea să începem discuția cu de ce această carte. Care sunt motivele care v-au determinat să scrieți o carte pe această temă? Uh, motivele uh, s-au născut din uh, dorința de ale de a ajuta pe studenți pentru că fim profesori de a-i ajuta pe studenți să învețe, să se formeze în arta comunicării persuasive, convingătoare, știți? A scris cineva o carte cu titlul de la vorbire la elocvență, de la, la vorbirea elocventă. Una este când vorbim așa noi stăm pe scaun și un ai când vorbești public și te adresezi unui public, atunci deja uh, gândirea și noi ne transformăm și trebuie să fim foarte atenți ce comunicăm, cum comunicăm și cui comunicăm, e foarte important. Deci, un prim motiv a fost acela că am dorit să uh, împărtășesc ceea ce am acumulat eu de-a lungul multor ani. În arta vorbirii, pentru că este o artă, ești o și, și, și știință, dar și artă. Uh -huh. uh, un alt motiv, uh, am uitat și am văzut în mass media, la televizor, la radio, uh, știu eu, oameni polit politicieni, uh, 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 formatori de opinie și așa mai departe, cum vă uitați dumneavoastră și urmăriți. Am văzut multe, multe greșeli de, de exprimare, multe defecte de pronunție, nu mai spun de frazare și am zis hai să scriu și eu o carte și poate dacă cineva e interesat să învețe mai mult poate să găsească aici multe lucruri folositoare. Ceea ce vin cu o noutate foarte la, prin această carte în afară de o istorie pe care o spun despre retorică și figuri retorice, vin cu exerciții și aceasta mi-a luat foarte mult timp. Peste 10 ani, eu am zis 10 ani, dar cred că mai mult, mai mult de 10 ani, de a putea scrie pe înțelesul celui care citește cum să facă un exercițiu de pronunție, de dicție și așa mai departe, de punerea accentului în frază. E dificil să pui în, în scris lucrurile acestea Așa predând cuiva cum să vorbească Îl el, el poți corecta, dar ca să și scrii e destul de greu Deci mi-a luat un, un timp destul de îndelungat Deci al doilea motiv acesta a fost zic, Am văzut și bine ar fi Eu am colegi care predau retorica Deci am zis hai, și scriu Au și sunt profesori universitari care vor, au scris cărți despre retorică. Uh, am zis vin și eu cu o noutate în sensul acesta. Uh, deci asta ar fi al doilea motiv. Al treilea motiv a fost pur și simplu dorința de a împărtăși. Uh, și asta ține de un om care dorește. Nu toți oamenii doresc să împărtășească ceea ce uh, au acumulat. O dorință pur și simplu de a împărtăși ceea ce gândesc eu cu privire la vorbire. Adică să fie cât mai bine și cât mai frumos, uh, uh, cât de -aia zic, într-o vorbire frumoasă. Acum aș, put aș, fi putut să spun pentru o vorbire elogventă uh, sau persuasivă. Dar eu am zis uh, uh, frumoasă pentru că include totul. Uh, Ați folosit uh, câțiva termeni aici, retorică, elocință. Uh, la ce se referă termenii aceștia? Pentru că, uh, într-un fel, uh, ascultătorii noștri s-ar putea să creadă că vorbim despre altceva și poate ar fi bine, înainte de a continua discuția noastră, să fixăm și termenii acestea. după ce așa de frumos ne-ați expus cele trei motive. Da. Dască Daskel, un um, observator al societății, da, da. comunică, dar în același timp și un om cu experiență care este gata să împărtășească aceste experiențe acumulate în tot, ace, toți acești ani. Uh, în dicționar, cei trei termeni, elogvență, retorică și persoasiune, au cam același înțeles, dar. Există niște nuanțe care trebuie, pe care eu, nu numai eu, dar bineînțeles că știți, nimeni nu a scris vreo... Am scris cartea asta ca și cum eu am descoperit acum ce înseamnă retorică, eleventă. Nu. Astea sunt lucruri studiate, citite, scrise de-a lungul mileniilor, ca să spunem așa. Eu doar am căutat să, să le înțeleg și cât să pot prin, trecut prin filtrul minții mele să scriu uh, despre uh, această artă știință. Deci, elogvența este talentul cu care se naște un om de a vorbi, de a convinge, de, deci, de a vorbi convingător. Pina sau nu te naști. Sunt oameni care. Uh, cum spunea Domnul Isus, ia a și tu, dute te dar să nu vorbești. Eu am înțeles lucrul acesta, du-te, te-a vindecat, dar dacă vorbești, ar putea să, să iasă altceva. Altul ia deci spune, tu trebuie să tacă. Da, tu, tu, tu să taci, tu dute și spune. Știa Domnul Isus ce spune treaba asta, da? Deci, elogvența este uh, talentul cu care se naște un om de a vorbi convingător. Retorica este știința talentului. Deci, aici există niște, și aici le-am scris în carte, le-am uh, uh, pus într-o anumită ordine, uh, este o tehnică anume pe care trebuie să o însușească cel care vorbește în public Normal, eu cred că ar trebui toată lumea să știe cum să vorbească când mai convingător. Și în familie, soțul soției, soția soțului. Nu? Și de obicei, soția trebuie să-și convingă soțul. Soții mă, sunt foarte... Așa, soția trebuie să lupte foarte mult să-și convingă soțul asupra unor în sfârșit situații sau teme sau probleme ale familiei. Prin urmare, retorica este știința, elocvenției, iar uh, am scris aici la cineva cine poate să dezvolte și să înțeleagă mai mult din ce am spus eu. Uh, persoasiunea este modalitatea prin care convingi pe cei care te asculte de justeția ideilor tale, atenție, cu ajutorul elocvenției și a științei retorice. <laughs> Aș putea spune așa: Elovența este talentul, uh, retorica este știința și persoasiunea... Și persoasiunea este arta. Talent, tehnică <laughs> și artă. și artă. Deci talent, știință și artă. Așa le-am împărțit eu. Uh, Mi-a plăcut să fac uh, această disociere a terminilor. Eu zic că, uh, eu zic că am zis-o bine. <laughs> uh, a spus foarte bine și cu siguranță a și deschis uh, Ușa spre alte discuții, relația dintre talent și artă, relația mm. dintre darul spiritual și mm. zestarea naturală, dar aș vrea să păstrăm aceste lucruri pentru o altă discuție. Da. Întrebarea este care este mesajul central pe care cartea dorește să-l comunice în ansamblu ei? Așa cum am spus, de la vorbire la elogvență. Mesajul central este cum. Învățăm să vorbim de așa, de a, de așa natură sau una, în așa fel încât să convingem pe cel dinaintea, din fața noastră, fie că e un om, fie că mai mulți, fie că e o, o colectivitate, fie că este un public mai larg, de ideile pe care eu le am, mi le-am format, convingerile mele. Am niște convingeri asupra unui, unei teme de viață, știu eu, o anumită temă științifică, și uh, mi le-am format, mi-am format niște convingeri, și acum eu încerc să-i conving și pe ceilalți de ceea ce sunt eu deja convins. Acum, că ceea ce sunt eu convins e bine, e mai puțin bine asta, e, dar eu sunt convins de un lucru. De și atunci eu vorbesc, știu eu, cu. Uite, vorbim noi doi acum și eu încerc să vă conving. Că această carte e bună. Înțelege? Sau să vă conving cu privire la o temă, nu știu, politică. Oamenii, vedeți, oamenii politi, politicienii vin în fața publicului și încearcă să-i convingă prin discurs, da? prin ceea ce gândesc, prin discurs, că ceea ce spun ei este ok și trebuie să-l urmeze. Pe el, adică, domne, eu sunt aici. Nu ați văzut când sunt alegeri sau înainte alegerilor sunt discuții, sunt prezentări. Fiecare își prezintă programul lui politic și fiecare unii mai convincători decât altul. Care e mai convincător? Lumea se duce către el. Da? Uite, acum, de exemplu, sărim poate una la, din, una, din, din una în alta, dar ieri, când a fost premierul nostru la, în, în, Israel, a avut împreună cu Netanyahu am văzut la televizor, nu eu cel puțin am văzut la televizor, o conferință de presă. Și uh, am fost foarte atent, eu, din punctul meu de vedere, să văd cum e construit, cum își construiește fiecare discursul. Da, că, pentru că uh, și premierul nostru, și uh, uh, premierul Netanyahu, uh, prin discursul lor, trebuie să nu, să comunice ceva publicului. Și de așa natură trebuie să-l să comunice încât publicul să uh, îl creadă. Zic, da, domne, uite ce spune, este, așa este. Am fost foarte atent. A premierul nostru a fost mai elaborat discursul, la premierul Netanyahu, pentru că e în situația care este, a fost scurt, dar țintit. Câteva lucruri le-a spus. Deci, într-un discurs contează foarte mult cum ți-l construiești, cum îl faci de acea natură, încât prin puține fraze, nu multe, da? dar bine țintite, cu, foarte bine construite, da? Uh, să țintești mentalul, mintea uh, uh, auditorului Și mai e ceva aici. Noi, noi, când vorbim, noi transmitem și ceea ce simțim cu privire la tema respectivă. Deci și, uh -huh. și afectele pe care noi le transmitem. sunt foarte mult lucrul acesta. Cum le transmitem? Cu alte cuvinte, scoatem din uh, lăuntru nostru da? Uh, și expunem în public exact. ceea ce Exact. E nevăzut pentru alții. Da, că e în mintea noastră. E nevăzut, numai noi. <laughs> e nevăzut de ascuns. Da, Am... scuzați-mă. Mai este ceva foarte important de spus. Atunci când noi uh, vorbim, deci vorbim, noi comunicăm ceea ce gândim. E foarte important să gândim foarte clar și precis. Adică să nu fie în mintea noastră așa o. O amestecătură de idei, de nu știm dacă am Și atunci, suntem, fiind confuzi în minte, vom, vom, tra vom transmite și confuzie în public. Uh -huh. Deci, trebuie foarte clar să știu ce am de spus, când am de spus, cum am de spus și cui spun ceea ce spun. Poate că și confuzia în unele situații a discursului public și are rostul. Adică vreți să. Că adică unii special comunică, adică vor să comunice confuzie. Da, sunt de acord. Ca să comunice ceva. Da, dar și fără confuzie -a... și în asta. Domne, e confuzie. În, deci asta poate... și urmăresc să fie confuzie. Haos. Da, da, sunt de acord. Da. Cum fără. am înțeles de la dumneavoastră, ceea ce rezultă chiar și din titlu, este că mesajul acestei cărți are un scop. Să da. convingă. Să convingă, da. Dar pentru a ajunge la uh, realizarea acestui scop, trebuie să vorbesc. Da. Și pentru asta trebuie să vorbesc într-un anumit fel. anumit fel, da. Așa este. Și uh, pentru că tot am amintit de lăuntrul nostru, gândindu-mă și la discursul practicat în Grecia, uh -huh. având uh, cel puțin trei caracteristici, uh -huh. Logos, etos și patos. Da. A, aș vrea să vă întreb puțin despre relația dintre inimă. cu mm. asta să începu. din Prin sosul inimă vorbește gura. A, cartea, a, după aceea, explică foarte bine tehnica. Mm -hmm. Dar nu aș vrea să trecem peste acest element al inimii. Ce relație este între inimă și a, vorbire? Păi, a, așa cum am spus adineauri, noi transmitem prin vorbire, prin uh, uh, cuvinte, cu ajutorul cuvintelor, ceea ce gândim, ceea ce simțim. Deci transmitem afectele noastre cu privire la noi transmitem, noi transmitem emoții, că dacă nu transmitem emoții, putem vorbi foarte bine tehnic. Deci ăsta e nu... patosul cu artica. Da, dacă nu transmiți emoție prin ceea ce spui, publicul nu, 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 nu asimilează, nu, nu, primește. Pur și simplu se plictisește. Da? E ca și în muzică. Muzica transmite afecte, sentimente, sentimentele celui care a scris, care a compus muzica. Așa e și în vorbire. prin, disc, prin, prin, prin ceea ce vorbim. Noi, noi, când vorbim, uite, noi vorbim acum, dar de ce vorbim? Să put... convingem. Aha, deci, uh, 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 deci, noi transmitem ceva. Și transmitem. Uh, eu, când vorbesc, transmit uh, fără subliminal, bineînțeles. Nu mă gândesc că acum transmit sentimente. Nu o să gândesc că acum pot să transmit nu sentimente. Cu toate că pot să gândesc și asta, să zic, să emoționez prin ce spun, pot să. Da? Ele sunt transmise oricum. Eu trebuie să știu că atunci când vorbesc cu oricine, și cu soția, și la uh, cursuri, și atunci când sunt pe scenă. Da? Eu transmit. Ce transmit? Sentimente. Dar pentru că eu să transmit ceva, ca să fie înțeles, trebuie să înțeleg, repet încă o dată ce transmit. Eram într-o într repetiție și citim, noi citim textul și până îl assimilăm, până îl înțelegem, până îl interpretăm și așa mai departe. Textul, replicile care sunt în, în piesa respectivă. Și la un moment dat, unul dintre noi, Citește, dar și regizorul o zice: înțelegi ce spui? S-a gândit, n-a spus nimic și a citit din nou, perfect. Deci acum ai înțeles. Deci noi trebuie să înțelegem ce spunem. Da? Pe de o parte, pe de altă parte, eu am scris aici și sunt aici, aici și sunt aici. Aici sunt foarte. Uh, uh, Adică, atunci când noi vorbim și expunem o temă, orice temă, trebuie să avem argumente solide. Pentru că cel din fața noastră, el ne aude și dacă nu avem argumente solide care să susțină ceea ce spunem, nu o să fie asimilat, ascultat și nu o să-l convingem. Deci argumentația contează enorm de mult atunci când vrem să, să expunem o temă. Ne uităm și în Biblie și nu numai. Dar uitați-vă și la oameni de politici. Mă leg de politică pentru că este un segment al vieții noastre foarte actual și nu numai. Dar la profesor, când se zice un profesor înaintea elevilor. Nu? Uh, el trebuie să, când își desfășoară lecția, trebuie să-i convingă pe elevi că ceea ce spune el e de luat în seamă, trebuie să înveți. Adică e folositor pentru el. Nu numai așa. Deci argument, argumentația uh, este foarte importantă în uh, arta vorbirii. Sau în știința. Căci din prisosul inimii vorbește gura, spunea Domnul Iisus Hristos, uh, cu alte cuvinte, ce am în inimă voi transmite pe cale verbală mm -hmm. și în scris, normal, dar aici se referă întâi de toate la vorbire, vorbirea atât în sfera privată, să zic, cât și în sfera publică mm -hmm. va reflecta cum este inima noastră și așa cum bine spuneați, dacă sunt mânios, Accentele în comunicare vor fi puse într-un anumit fel. Da. Vor transmite mânie. Vor transmite mânie. Dacă sunt plin de bucurie, voi transmite bucurie. Exact. Așa este. Sunt unii care susțin: am o inimă bună, dar am o gură nepotrivită. Da, nu există așa ceva. Am o inimă bună, dar pentru că ceea ce facem sau spunem. Ne reprezintă ceea ce gândim și ceea ce suntem. Da? Acțiunile noastre nu sunt, ele reprezintă sau reflectă inima. Clar. Încercăm noi câteodată să ne ascundem, dar nu putem, că până la urmă suntem descoperiți. În timp ce vorbeai, mi-a venit în minte Iacov, capitolul 3. Ce să nu fie între voi mulți ce. Formatori, învățători, vorbitori care să vorbească. Și zice, toți greșim în multe feluri. Noi greșim, că de -aia greșim. Așa. Dacă, e foarte important, dacă nu greșește cineva în ce? În vorbire, adică în vorbire, da? Este un om desăvârșit, complet, întreg, da? Și poate să-și țină în frâu cum? Tot Trup. trupul. Dar i-aș adăuga aici, adăuga aici, pentru că uh, continuă, nu numai trupul tău, dar și trupul altora. Că dacă ești un om uh, uh, care uh, spui niște lucruri, uh, să zicem, care duc spre o altă zonă de mânie, de anxietate și așa mai departe, uh, vor fi unii care te vor uh, aprecia, te vor aplauda și te vor urma. Deci nu e bine, pentru că el continuă aici. Fiți atenți că limba, adică vorba, vorbirea, e ca un foc și poate o lume de nelegiuri și poate aprinde păduri, orașe. Da? Uh, și cu, ce să faci cu limba? Ce să faci cu ea? Să binecuvântăm, adică să spui lucruri bune. Vedeți? Uh, aici, când zic cartea de a convinge printr-o vorbire frumoasă, aici mai ascunde ceva. Că noi putem, printr-o vorbire elocventă, persuasivă, putem uh, uh, convinge lumea în direcții greșite. Foarte, da. Uh -huh. sunt dictatorii, mari dictatori, dacă ne uităm în istorie, au fost foarte convingători. Da? Uh, spre rău nostru. Au fost convingători. Pentru că ei au condus populații și comunități întregi spre rău. Războaile și așa mai departe. Și acum ne uităm ce se întâmplă. Sunt tot felul de comunicatori care ne transmit ce? Răul. Pentru că inima este rea. Exact. Dar dacă inima e și mintea, nu, nu spune acolo, da. Pavel? Când, când sau când vorbești, și cu mintea, da, și cu inima, da, și cu mintea. Bun, inima e inima, dar și mintea. Deci împreună sunt. Deci, încă o dată, ce gândim, aceea vorbim. Câteodată încercăm să ascundem. Dar nu, nu ține mult. Uh, în Vechiul Testament, inima era centrul personalității și, cum spuneați, include atât aspectul afectiv, cât și aspectul rațional, cât și aspectul volitiv, uh -huh. uh, toate acestea, cel puțin în concepția evrească, în concepția Vechiului Testament. Uh, și uh, este extrem de important pentru că. Inima nu putem cunoaște decât uh, vorbind. Cei nu ne vor putea cunoaște. Inima da. decât vorbind da. uh, și inima noastră va fi cumva trădată de cuvintele noastre în uh, final. Uh, am început uh, uh, cu discuția despre muzică și vorbire și aș vrea să revin la această întrebare. Care este relația între muzică și a vorbi? Deja ați exemplificat în profesia dumneavoastră, dar poate dacă putem explica puțin mai mult, ați scris o carte despre a vorbi, dar de fapt foarte mult cântați. Da, și, da, și vorbiți. Meseria, eu fiind la genul acesta, genul operetei sau muzicalului, Uh, implică uh, pe lângă uh, cântat și uh, vorbire. Uh -huh. da? Noi. Uh, uh, e teatru, teatru. Teatru cântat, cum ar veni. Da? Deci trebuie să știi cum să îți spui replicile. Uh, știi care e diferența între un actor și un, uh, dacă vreți, orice altfel de. Uh, eu vorbitor, vorbeam așa. Actorul, noi, actorii, ne însușim un text scris de altcineva. Da? Și de obicei, textele sunt scrise de oameni care știu să scrie, literați, poeți, scriitori, celebri, da? <coughs> și atunci eu îmi însușesc textul, îl gândesc și cau să intru în înțelegerea lui, și ajung la un moment dat să declam, să spun textul respectiv, în urma unei aprofundări a textului și a ceea ce a vrut să spună. Mai ales dacă am și parteneri cu care avem rapid, deci ca în viață. Da? Oricare al vorbitor spune textul scris de el. Deci, aici e o mare diferență. Uh -huh. Pentru că oricare. El scrie, el, acum și profesorul de obicei, nu e așa, are o carte, are un manual, după care, dar tot trebuie să își facă un plan al lecției. Dar politicienii și predicatori predicatorii, că doamne, să ei scriu textul, studiază, nu e așa, și mai scriu un text. Îl memorează, ăsta nu contează, dar e textul lui. Da. Și acum, dacă n-ai o cultură vastă, dacă nu ai citit mai ales în zilele noastre, da. Din totdeauna numai în zilele noastre. Nu ai citit mult. Nu ți-ai însușit o educație. Cititul cărții, nu te-a preocupat lucrul acesta, se va vedea cum vorbești. Vorbirea, deci, tu ai scris, ai scris discursul, predica, cuvântarea. Și dacă n-ai o educație aleasă, ea va fi mai nu va fi așa cum, cum ar trebui să fie, da? E foarte important lucrul acesta. Cel care vorbește, cel care se exprimă în public, deci e foarte important. Bun, așa când vorbim putem face diferite greșeli de multe feluri. Dacă mă adresez publicului, mai ales publicul uh, uh, contemporan, unde uh, pff, majoritatea au școli acum. Licențe, e puțin, masterate, doctorate, deci nu mai te adresezi oricui și oricum. Da? Cum e la noi la, 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 la teatru, la muzică, vin oameni care stau cu. știu pe de rost ce ai de cântat. Păi Dacă ai greșit o notă, imediat, alo, vezi că în loc de aia mai ai cântat. Sau dacă ai spus, sunt oameni care știu piesa pe de rost și replicile. Da? Nu mai... Așa și aici. Sunt oameni intelectuali, da? Care nu poți să vorbești, oricum, orice. Trebuie să fii foarte atent. Da? Deci trebuie să fii un om educat. La ora actuală, noi trebuie să fim noi. Vorbim de cei care, uh, cuvântează. Cei care cuvântă. Cuvântă. Cuvânt. cuvântează. Cuvântă. Cuvântează. Uh, cuvântă în public. Trebuie să fie oameni cu educație. Deci, cu alte cuvinte, ați pus în relație, nu doar. Muzica cu vorbirea, dar ați uh, făcut o uh, apreciere față de citit și vorbit. Și ați arătat cum cititul a. ne influențează modul de a vorbi, uh -huh. pentru că prin citire uh, acumulăm cunoștințe, exact. uh, bagaj cultural da. mult mai vast exact. și uh, acest lucru se va observa în. Uh, Modul de a vorbi. Exact, exact. Uh, îți dai seama uh, de cineva când vorbește, uh, cât de educat este și cât de citit este. În modul cum. Uh, sau cum scrie, că sunt uh, uh, oameni care scriu uh, și îți dai seama imediat că acel om este un om cult, un om intelectual, un intelectual. Toți suntem de acord că există o forță în cuvinte. O putere, uh, da. Puterea, puterea cuvântului. Puterea cuvântului. Da. Uh, cum au putere cuvintele? Uh, tot timpul au putere? Uneori. Sunt anumite condiții în care modul nostru de a comunica atinge, rezonează cu uh, mintea și inima a audienței noastre? Când vorbim de puterea cuvântului, uh, acum ne, ne gândim și la Biblie, da? Uh, la început a fost cuvântul și prin s-au creat toate, ne ducem și la geneza, da? Dumnezeu a zis și s a făcut. Da? Uh, da, are, uh, cuvântul are putere. Acum, așa cum uh, uh, ați spus, Depinde și cum îl spui. Cuvântul sau cuvintele. Cum le exprimi? Că dacă ești agramat, n-au nicio putere. Nu. Trebuie să le, cuvintele trebuie să le pui în frază, în propoziție, de așa natură încât să convingă. Da? Deci au putere. În sine cuvântul are putere. Da? Poți să spui cuiva un cuvânt și să-l afecteze foarte tare. În bine sau în rău. Nu trebuie două, unul dacă îi spui. Da? Nu pot să spun. Cum. <laughs> și atunci le afectează așa de tare, deci are putere. Pentru că, încă o dată spun, cuvântul înseamnă emoție. Transmite emoție. Afecte. El transmite. De ce spune Apostolul Pavel și la, la Coloseni și la Efeseni? Să vorbiți între voi. Cu și spune când tare în sfârșit să vorbiți. Da? Și eu am spus aici la un moment dat și uh, sunetul are putere și cuvintele sunt sunete. Cuvintele sunt sunete emise, da, într un anumit fel, într o anumită legătură între ele sunetele și formează cuvântul. Muzica se axează tot pe sunete. Nu? Uh -huh. Deci sunetele uh, un singur sunet poate să transmită ceva, două, dar mai multe sunete, deci mai multe cuvinte ele transmit, da, transmit, s-ar putea să transmită, să aibă o putere extraordinară, să transforme lumii. Da, are o, are o putere extraordinară. De aceea trebuie să fim atenți, cum am spus, nu, să nu fie mulți învățători, mulți care vorbesc, care învață. Să nu fie, pentru că s-ar putea să, să nu fie bine. În încheierea predicii de pe Munte, Domnul Iisus Hristos. Uh, primește o apreciere. Uh -huh. O apreciere uh, din partea scrisă, sigur, de Evanghelistul Matei. Da. Și aici spune textul așa. Căci el învăța ca unul care avea putere. Uh -huh. Nu uh -huh. cum îi învățau cărturarii da. lor. Da. Cu alte cuvinte, cărturarii aveau cunoștințe. Cred că aveau suficiente. Erau nu, nu, erau, erau cărturarii, se... nu era nu se Erau supune... învățații da. intelectualii poporului. Da? Ce-l făceau oare pe Domnul Iisus Hristos e. să transmită uh, cu putere? Da. Aici intrăm în teologie, da? Bun. Deci Matei 7 cu 29. Exact. <laughs> sfârșitul, finalul predicii, de, de fapt este o concluzie. A ceea ce cineva... Cineva, de deci cel care scrie, trage concluzia. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, îmi place cuvântările. Nu spune predica, aici zice predica, dar nu, cuvântările, îmi place foarte mult Cuvânt, cuvântările. Noaradele au rămas uimite de ce? De învățătură. De deci ce l-a transmis ceva? Uh -huh. A dat o învățătură. Da? A transmis. Bun. Și dar ba de ce? N-aș pe lângă cuvântul uimite. Exact. Uimite sau, mai bine zis, Aici aș putea spune, deci cineva vorbește. Și de ce ești uimit? Uimit pentru că ceea ce spune el este bine, te-a convins uh -huh. și e demn de urmat. De aia ești uimit, um, domnule, extraordinar. Chiar asta trebuie urmat aici, că ce spune el, nu mai am mai spus și alții, dar nu așa ca el. Și zice că el, de ce este? De ce era uimit, apropo? Pentru că el învăța ca unul care avea putere. Adică ce putere? Și vis-a-vis -vis de cărturari. Deci aici, apropo de putere și cum spui niște lucruri. Poți să spui niște lucruri foarte bine puse, gândite, puse acolo cum trebuie, dar nu știi cum să le spui. Nu le spui cum trebuie. da Dar aici noi mai avem ceva în plus pe care... De am zis cu teologia. În primul rând, Iisus Hristos era Dumnezeu. Deci, dacă spune Dumnezeu, Dumnezeu e Cuvântul, Dumnezeu a zis și s-a făcut, deci e puterea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să aibă această putere. Deci nu există. Ce cărtură Da Deci, dacă luăm de aici. Al doilea, puterea, dacă să ne referim la cei care vorbesc despre sau au tematica biblică sau vorbesc predicatorii, da? Dacă n-ai Ducul Sfânt, care îți dă putere, deci tu poți să fii foarte ai o tehnică foarte bună, să-ți însușești foarte bine totul, dar n-ai puterea Ducului Sfânt. Și uh, n-ai să convingi. Deci am auzit mult, mul, mulți. Am auzit oameni care vorbeau foarte bine despre Biblie și și au însușit uh, adevărurile Bibliei, dar nu, nu m-au convins. Cu argumentație. Nu m-au convins. Care e diferența? Știu că, ce spun eu acum, pare puțin așa pentru unii dacă n-ai Duhul Sfânt, când vorbești despre Scriptură, despre lucrurile sfinte, nu convingi. Pentru un liber cugetător sau un ateu, ce spun eu acum, nu e, chiar lasă ne, lasă-ne în pace. Dar eu îi spun acelui liber cugetător Că lucrurile acestea, că vrei sau nu vrei, ca și aici, Domnul Isus, pentru că dacă stăm să ne gândim cu putere, dar nor cine, noroadele, dar ceilalți ce au făcut? L-au răstignit? Da? Păi de ce l-au răstignit? Nu intrăm în amănunte, dar l-au răstignit. Păi, trebuiau să bă, Nu, pentru că uh, nu oricine acceptă, atunci când vorbești despre lucrurile din Biblie, că. Uh, trebuie să ai și Duhul Sfânt. De asta că putem și cu mintea noastră cu toate acestea, să vorbim. Și în acele situații, cuvintele lui Isus au avut putere. Din cauza asta. Era în primul rând Dumnezeu. Asta e primul. De deci, ce asta e. De aici pornim. Pentru că dacă ei au reușit să respingă cuvintele lui Isus și să-l dea la moarte, înseamnă că cuvintele lui Isus au ajuns la, în inima lor. Da, dar cărturarii ăștia cunoșteau Scriptura? Întrebare. Cunoșteau, nu? Cunoșteau. Păi și? Deci ei cunoșteau Scripturile. Dar nu aveau aceeași putere. Nu avea Dar de ce? Pentru că Dumnezeu zice la început a fost cuvântul. Și cuvântul cine este? Dumnezeu. Deci cuvântul e Dumnezeu însuși. Dumnezeu, adevărul, cuvântul e Dumnezeu. Cărturarii, ei au citit. Dar ei nu, nu, nu dețineau adevărul cuvânt. Adică nu, -și, nu, nu, erau, Dumnezeu. Da? Deci cărturarii au niște oameni care citeau, au înțeles, practicau, să zicem, cât puteau legea. Da? Sau învățau pe ceilalți. Dar atât. E foarte important lucrul acesta în economia, știu eu, bisericească, să spunem. Cine vorbește în biserică, trebuie să, cine se. cine în biserică, cine vorbește comunităților creștine, da? Că e într-un spațiu care se numește biserică sau un alt spațiu, da? Sau la televizor, poftim, sau la radio, nu? El trebuie să aibă puterea cuvântului. Dată de Duhul Sfânt. Uh -huh. dat de Duhul Sfânt. Minimă, minte, inimă și Duhul Sfânt. Care ce spune? Ce dă înțelepciune și putere. Uh, au fost în uh, istoria Bisericii, probabil, și predicatori care n-au fost foarte elogvenți. Uh -huh. Care n-au fost elogvenți, predicatori. Deci ai spus predicatori și neelogvenți. Așa. Ai întrebare. S-ar <laughs> putea da. uh, și poate merită să da. cercetăm și Așa. lipsa de da. elogvență a unor predicatori, și cu toate acestea, modul în care Dumnezeu i-a folosit, chiar dacă prin aceasta nu aducem un argument pentru uh, lipsă de uh, tehnică uh -huh. în uh, comunicarea publică. Bun. Noi uităm în Biblie. Uh, numai așa. Apollo. Era tare în vorbire. Deci ăsta avea, avea și talent și știință. da? Uh -huh. Și l-au luat. Zice ai vino, vino cu a să, să te învățăm lucrurile. <laughs> bun. Ești bun. Și e de salutat că ești bun. Ai tehnică, ai vorbă. Ești foarte bine. Dar hai să vezi despre ce e vorba. Hai să, te, să înveți scripturile. Hai să, să fii aici. Bun. Uh, Apostolul Pavel. De asemenea. El, când se vorbește, se duce și vorbește și la aeropac, și filozofilor care. Uh, el vor. Deci, acești predicatori. Trec acum, deci am dat doar, să zicem, un exemplu sau două. Uh, Predicatorii aceștia, care, de care ai făcut vorbire, uh, sincer să fiu, uh, ar fi trebuit să-ți dai niște nume, dar nu e cazul. Așa, uh, ca să nu greșim. <laughs> să nu greșim. Dar să zicem, eu pun așa, la modul general. Dacă cineva, cineva, nu știu, predică, pe noi am spus că predica este, nu e așa, o cuvântare despre, cu tematică biblică. Asta ar fi predica, așa, la modul, nu? Deci cineva se ridică în fața publicului și începe să vorbească despre cele sfinte, cele scrise în scriptură. Da? Bun. Are toată tehnica, știe ce să facă și nu convine, sau nu ajunge, nu, a, nu ajunge la inima oamenilor. Unul din unul sau uh, o cauză ar fi pur și simplu, deci de aia spun, intrăm acum oarecum în, uh, în altă zonă, e păcat. Când ești împăcat, uh, n-ai putere, punct. Deci asta, asta ar fi așa, din punct de vedere. Atunci când ești păcat, nu e bine. Sau, și trecem prin lucrurile acestea. Nu știu, nu ești în păcat, dar te-ai certat cu soția. Ai plecat de acasă, nu știu, sau cu copiii, sau nu știu. Vecinul ți-a tras mașina în față și ți a luat locul și tu. și ce, te enervezi. Da? Și te duci să predici. După 10 minute sau sfârșit, te duci și față pe. Acolo ai o apăsare. Bun, Aveai dreptate că a venit ăla și nu știu ce ți-a făcut acolo. Ți-a stricat gardul, ți-a stricat, nu știu, ceva de sensul ăsta. Te-ai enervat? Nu? Sau la stop te-ai enervat? Da? A, și ții pe acolo și Te-ai încărcat cu ce? Sentimente negative. E? Bun. Și ce spune roada ducului? Nu? Pacea, bucurie. Mulțumesc. Și atunci tu ești încărcat. Tu nu ești... Ești tot ăla cum ar veni predicatorul care... Da, ai o apăsare. Și atunci nu mai merge, și nu mai merge cum trebuie. Pentru că tu ai o apăsare, tu nu, în mintea ta, pe lângă ce ai acumulat, este această, această cum să spun eu, pată, nu știu, ceva, E ceva acolo, o o, o ceva murdar. Și ca o haină, domne, ce frumoasă. Fo, trebuie să mai o pată. -o mireasă, nu mi nu? am frumos, data care avea o pată, nu două, una. Cum ar fi Mireasa? Nu? Ar fi. Oh, am o pată. S-ar gândi tot timpul că are o pată. Deci nu s-ar mai gândi că e Mireasa. Așa și noi. Ai o pată pe suflet, pe inimă, deci asta ar fi al doilea. Deci păcatul păcat, că trăiești în păcat. Al doilea, ai o apăsare, ai ceva. În, în sensul acesta. Ar fi și al treilea motiv, că nu prea ai înțeles despre ce e vorba. Da? Adică, ai, și nu prea înțeles ce e Adică trebuie să urmărești atunci când și asta se învață la homiletică, nu-i așa? Dom'le, cum îți faci? Bun, ce citești? Cum citești? Ce urmărești? Scopul? Nu știu ce. Cum îți construiești? Nu, tu citești, dar nu prea înțelegi. Uh, dar n-a spus-o eu, au spus-o alții. Atunci când cineva este, este la, în public, că e predicator, că e politician, nu contează. Și spune așa, întreabă public, ați înțeles? Înseamnă că n-a înțeles el. Dacă eu întreb, ați înțeles? Înseamnă în mintea mea, n-am înțeles eu. Poate-l înțelege ei, dar eu n-am înțeles eu, cap dată. Sau. Uh, uh, era așa, că odată uh, a venit cine? Un predicator într-o biserică și zice, vai, frate, eu sunt așa de obosit. Am lucrat azi toată ziua. În momentul ăla, jumătatea sale era obosită. Deci, ce a transmis? Sunt așa de obosit. Știți, am lucrat de dimineață, dar Domnul. Mi-a pus pe inimă să vin și ori mintea mea zic era bine să te odihnești și după aceea să vii. <laughs> deci, apropo, sunt multe motive. Dar am spus, primul este când vorbim de predicator. Atenție, dacă vorbim de alții, de politicieni sau astea, acolo sunt alte mui cu Duhul Sfânt. Acolo este pur și simplu că ori vrea să transmită confuzie, ori nu știe să transmită ce, ce vrea, pentru că încă în capul lui e confuzie. Și nu știe să. Uh, N-are tehnică. Deci, aici am vorbit mult de tehnică. Că Începând cu capitolul 3, deci 1 și 2 fac cu o capitolul 3, 4, 5, 6, 7, 8, care are 8 capitole, vorbesc despre tehnică. Cum să. Uh, uh, care e tehnica de a te adresa publicului pentru a-l convinge? Am, Sunt multe lucruri. Am putea să spunem. Pe deci Pe baza proporției care ați acordat-o în carte tehnicii față de partea de. Artă că uh, o contribuție semnificativă la o vorbire frumoasă, dacă ne întoarcem la titlul cărții, uh -huh. uh, și la convingerea printr-o vorbire frumoasă, ar ține de tehnică. Uh, când vorbim de retorică, ține de tehnică. Ca să fie clar. Deci, când vorbim de retorică, ține de tehnică. Este știința. Da? am talentul de a vorbi m-a întrebat cineva ce să fac să trec de să adică întrebare foarte bună și foarte bine pusă ce să fac ca să trec de pupitru ce să fac un răspuns scurt să fii tu însuți Asta e cel mai scurt dacă să fii tu însuți nu trebuie să muncești. Da? Deci ca să fii tu însuți. Pentru că dacă eu nu sunt, eu când vin în fața publicului și nu sunt eu însuți, adică nu mi-am sușit ceea ce am de spus, nu știu să spun și așa mai departe și nu cred în ceea ce spun, publicul imediat te citește. Te citește din cum ai deschis gura. Ori te crede, ori nu te crede. Deci trebuie să fii tu însuți. Aici e o întreagă, cum să spun eu, știință, ce înseamnă a fi tu însuți. Da? Eu ca actor, de exemplu, am învățat să fiu un după mulți ani. Și eu acum când ies pe, pe scenă, uh, uh, sunt eu un adică eu un conform confort textul conform uh, a ceea ce spun, conform personajului respectiv, înțelegeți? <coughs> asta te, asta trebuie și experiență și niște ani acolo puși uh, pe lângă știință. Vă mulțumesc foarte mult, cred că Uh, am mai avea multe de discutat pe, pe seama acestui subiect. Uh, unde putem să găsim această carte? Uh, în două uh, locuri: uh, la Editura Societatea Evanghelică Română din București și la Librăria Stefanus, tot din București. Deocamdată aici se găsesc cărțile. Pot să spun. Că nu am scos așa multe cărți. E un număr limitat. Dacă văd că se. Poate mai fac și o altă ediție. Dar aceste două, societate. Cei care sunt studenți, mai pot găsi la Institutul Teologic și la Timoteu și la. Încă mai pot găsi acolo, dar nu sunt multe, n-am dat multe. Dar la editură pot găsi. Vă mulțumesc foarte mult pentru această, acest dialog frumos, aș spune. Sper. Și Cred, sper nu știu, ar și, plăcea să fi fost frumos. Și am uh, amândoi nădăjduim ca această uh, venire în platou, în această comunicare, am fost convingători. Sperăm că am convins pe cei care ne ascultă uh, și de aceea vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și cu o altă ocazie, sperăm să găsim prilejul potrivit să continuăm discuția aceasta într-un domeniu extrem de important. Da, poate chiar cu lucruri uh, uh, precise, de exemplu, când se folosește o conjuncție, când nu se poate. Putem lucrul acesta să o facem. Vă mulțumesc. vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit și încheiem emisiunea aceasta cu o zicere. Trăiți frumos și vorbiți frumos. Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Vă doresc o seară bună. La revedere!